Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei născuți cu soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia săgetător, astăzi vom face săgetător bonus pentru perioada care urmează. Și să vedem, dragilor, ce vine către voi în perioada care urmează. Vreau o energie care să vă ghideze această perioadă. Haideți să vedem. Un spirit. Ce vă transmite, ce vă ghidează pentru perioada care urmează. Și spiritul a venit. Sunt chiar două. Wow! Spiritul rinocerului. Ai depășit orice obstacol, vei depăși orice obstacol și universul îți trimite abundență infinită. Wow! Aici, dacă aveți probleme financiare, dacă aveți situații grele, le depășiți cu bucurie. Foarte frumoasă energia, foarte puternică, sunt două mamifere mari, puternice, rinocerul și bivolul. Wow! Vei depăși orice obstacol, dragilor. Ce faceți în această perioadă? Aici, la capătul setului de cărți, aveți steaua de mare. Deschide-te să primești posibilități infinite. Ai foarte multe șanse în această perioadă. Trebuie să le vezi, să rămâi deschis. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Săgetătorul are o perioadă abundentă. Să vedem ce greutăți ați avut aici sau ce se întâmplă. Un blocaj, un spânzurat. Poate fi o persoană în pești sau vedem, poate fi un blocaj pe care l-ați avut, ceva ați întâmpinat, obstacole și 8 de spade. Ați stat în propria capcană, 8 de spade. O energie grea aici. Spânzuratul și 8 de spade. 6 de cupe și asul de cupe. Regina de cupe și 8 de monede. Vine abundența, dragilor, la capătul setului de cărți, soarele. Wow! Săgetătorilor, ce faceți? Ieșiți dintr-o greutate mare aici, vă reinventați, vă trimite Universul tot ce aveți nevoie să depășiți orice obstacol. Aici aveți depășirea oricărui obstacol, iar aici aveți soarele. Iar după se vede împărăteasa. Foarte multă abundență aici vine către voi. Putere multă. Da, ați stat aici în ceva greu. Ceva care v-a dat foarte multe bătăi de cap. Vise, coșmaruri, problemă, o problemă gravă care v-a ținut aici în acest acvariu. A trebuit să găsiți o soluție. Universul v-a trimis multe posibilități, am văzut infinite. Deschide-te către ele pentru că aici trebuie să te dezlegi repede și să ieși ca să poți să respiri și să lași în urmă acest blocaj pentru că ce vine către tine nu-și mai are rostul să te gândești la aceste lucruri. Ceva ce a fost de mult rămâne în urmă pentru că aici aveți un nou început în iubire. Aveți asul de cupe, o nouă speranță, o nouă gură de oxigen curat, aer proaspăt, ozonat, atmosferă bună, aer de munte. Vine o magie către voi. Vine o persoană în zodie de apă sau un leu. Sau tot într-o zodie de foc. Va munci această persoană care vine către voi. Să vă cucerească, să vă recucerească. Aici poate fi o persoană pe care o cunoașteți, dar nu simt că ați mai fi avut aici o prietenie cu această persoană. Poate este doar o cunoștință, poate să fie și un partener din trecut. Cert este că alături de această persoană veți avea un nou început, asul de cupe în iubire. Aici e o poveste reinventată, o poveste frumoasă, un nou ciclu
de viață care începe acum, soarele, vine către voi căldură, abundență, vine către voi un miracol, dragilor, o fericire, o împărăteasă, un împărat, poate fi și un taur aici, o persoană care se îndreaptă către voi, dar care este iubitoare, care este compasională, care este aducătoare de abundență. Odată cu intrarea acestei persoane în viața voastră, toate lucrurile se schimbă, toate lucrurile capătă sens. Aveți aici asul de cupe și regina de cupe. Regina de cupe este bună, este blândă, este iubitoare. Este într-o energie de apă, este într-o energie miraculoasă, de vindecare. Voi aici aveți obstacole pe care trebuie să le depășiți pentru că aveți posibilitatea. Se poate în următoarea perioadă, orice ar fi aici, poate fi pe plan financiar, pe plan sentimental, în carieră, la serviciu, pe planul sănătății, orice ați avea, veți face pași și veți munci ca să depășiți aceste obstacole și vă iese, vă reușește. Aici aveți soarele ca energie generală a perioadei care urmează. Orice ar fi, lăsați în urmă acest blocaj, aceste gânduri, aceste vise. Nu mai vin aceste vise, rămân în urmă. Aici vă dezlegați la mâini și ieșiți din acest acvariu ca să puteți respira, ca să puteți trăi și veți trăi, dar frumos, în abundență. Veți trăi cu multă abundență. Universul este darnic cu voi. Vă oferă ceva fantastic. Aici sunt două cărți, 10 și 50. Sunt două cărți superbe, puternice, care aduc abundență. Aduc depășirea oricărui obstacol, abundență infinită și posibilități infinite. Va aduce steaua de mare. Aveți aici o perioadă miraculoasă de vindecare, de renaștere, de căldură. Această persoană care vine în viața voastră vine cu multă căldură, cu multă pasiune, cu foc. Vine cu abundență, trage după ea, atrage după sine multă abundență. Fiți deschiși, lăsați în urmă aceste gânduri negre, aceste blocaje. Aici ați trăit ceva greu și, cum am spus, este pe plan financiar posibil. Nu vă mai gândiți la aceste lucruri, pentru că vă puneți energia tot pe această energie joasă, pe această situație de joasă vibrație. Gândiți-vă la abundență, la spiritul rinocerului, la spiritul acestui bivol care aduce abundență infinită către voi. Gândiți-vă cât sunteți de norocoși pentru că ați trăit și aceste lucruri și acum vă îndreptați către rezolvarea oricărei situații. Aveți posibilități infinite, aveți abundență, aveți soarele, aveți o persoană iubitoare care se îndreaptă acum către voi, pe care trebuie să o primiți în viața voastră. Această persoană este acea persoană pe care voi ați visat-o în copilărie, că vă va sta alături pe tot parcursul vieții voastre. Este exact acel om de care voi aveți nevoie și la care ați visat. Este exact acea persoană bună, benefică pentru voi. Haideți să vedem dacă aveți o întrebare pentru această perioadă. Ce răspuns vă dau aceste cărți? Foarte frumoasă energia pentru săgetători. Vine o perioadă bună pentru voi. Bucurați-vă, dragilor, și fiți deschiși să primiți aceste posibilități infinite, această abundență care vine către voi.
Trebuie să fiți deschiși într-o energie pozitivă. Haideți să vedem întrebarea voastră. Iubire infinită aici. Ce ai pierdut va veni înapoi, vei recâștiga, nu te opri, ești pe drumul cel bun. Probabil mai ai o perioadă scurtă de timp în care mai trebuie să faci ceva. Ca întrebarea pe care tu ți-ai adresat-o să se împlinească, nu te opri, pentru că ești pe drumul cel bun. Vei primi răspuns pozitiv la întrebarea ta în viitorul apropiat. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară frumoasă. Vă pup, pa, pa!